Pentru o mai bună colectare a deșeurilor menajere și reciclabile, în concordanță cu prevederile legale în vigoare privind regimul de deșeurilor, operatorul de salubritate Rebuiesa, împreună cu primăria municipiului Călăraș, pune la dispoziția călărășenilor primele două platforme pilot închise cu cartelă. Una dintre acestea este amplasată pe strada Stejarului, în zona blocurilor D, iar cealaltă pe strada Belciugului, în zona blocului M20. Acestea beneficiază de un sistem de închidere cu cartelă racordat la energie fotovoltaică și monitorizare video. Locuitorii din blocurile arondate la cele două platforme sunt rugați să depoziteze deșeuri numai în containere în mod selectiv. Astfel, deșeurile reciclabile, hârtie, carton, plastic, ambalaje metalice, trebuie să fie presate, curate și fără lichide. Cei care nu au fost găsiți pentru primirea cartelei de acces în aceste platforme sunt așteptați la caseriile Rebu.